Nutriționiștii le recomandă credincioșilor care țin post să fie atenți la cantitatea de carbohidrați pe care o consumă în această perioadă, dar și la semi-preparatele pe care le găsim în supermarketuri. Cifrele arată vânzări chiar și cu 40% mai mari pentru vegetale în săptămânile de post. Medicul nutriționist Virgiliu Stroescu este în direct cu noi pentru a discuta despre acest subiect. Domnule doctor, bună dimineața! Bună dimineața! Lăsând deoparte semnificația religioasă, ce înseamnă pentru organismul nostru această perioadă de 40 de zile în care credincioșii aleg să nu mănânce produse de origine animală? Însemnează o dezintoxicare, dezintoxicare naturală formidabilă, deoarece toate produsele vegetale sunt produse vii, au viață în ele, au enzime în ele, au celuloză. Și evident că viața românilor care țin post va fi mult superioară sănătatea lor dacă o respectă. Deoarece hrana vegetală este o hrană vie, o hrană care hrănește organismul. Hrana animală e o hrană toxică pentru organism. Deoarece organismul nostru a fost creat să mâncăm vegetale, nu animale. Din cauza aceasta apar boli degenerative, din cauza că nu se folosește hrana vegetală. Când un om este foarte grav bolnav, ce spune? Gata, mă apuc de post, mă apuc de... Din ce cauză? Că aici este izvorul. Și dacă biserica recomandă la ora actuală toți oamenii cinstiți și cu scaun la cap consume foarte multe vegetale, că acum o să vină primăvara și o să fie tot câmpul plin de vertețuri, atunci vor rămâne din ce în ce mai bolnav. Dispar boli degenerative, dispar infarct de miocard, dispar boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, obezitatea, toate se ameliorează doar prin regim alimentar și cu puțină mișcare și apoi mai puțin alt stres. Da. Dar neapărat să folosim aceste lucruri. Uneori această... Găsim la piață, să lăsăm la o parte semi-preparatele, găsim la piață tot ce dorim. Apare comnopit, apar ardei, apar roșele, tot ce își închipuie un om ca să trăiască sănătos, panac, haideți pe venit să apucăm de, cu toții, cu cei la televizoare, la păscut oameni buni ca să avem o țară de oameni sănătoși. Da, ați vorbit dumneavoastră despre produsele, mă rog, vegetalele pe care le putem găsi la piață. E bine, uneori această perioadă a postului se îndepărtează de ideea de bază, aceea de sacrificiu. Sunt rafturile pline de produse de post. Uneori se vehicula faptul că și fructele de mare ar intra în această categorie, lăsând deoparte vegetalele. Ceea ce găsim în supermarketuri, produsele acestea adaptate perioadei de post, sunt sănătoase? Ce se întâmplă? Faptul că acum o să bufnească piața peste câteva săptămâni, plină, că sunt 40 de zile, nu 3 zile, o să fie de viață, e mult mai sănătoasă, chiar produsele astea mai prăpădite, cu multe euri, e mai sănătos decât a mânca carne care are colesterol, grăsime animale. Uitați un lucru interesant. Toate celulele noastre sunt îmbrăcate așa ca un fel de bască cu celule, cu grăsime vegetală. Grăsimea animală distruge toată sănătatea celulelor noastre, pentru că sunt niște grăsimi rele. Și deci neapărat să mai terminăm puțin cu produsele animale care nu sunt sănătoase, dragi români. Să mâncăm hrană vegetală. Asta e hrana care ne asigură sănătatea și ne vindecă. Ne dă o imunitate incredibilă și scade COVID-ul cu 80% dacă mâncăm vegetale. Aici e mare problemă. Domnule doctor, medicamente. Pentru cei care țin și la siluetă. Mișcare, odihnă, mișcare, pace și vegetale. Asta este hrana cea mai bună ca să nu mai fim bolnavi. Pentru cei care țin și la siluetă și își monitorizează greutatea, atunci când își doresc să țină post, ce trebuie să știe? O dietă bazată pe produse vegetale și făinoase întreține nu, senzația de foame? Produse vegetale, că și făinoase, tot este integrale. Să lăsăm pâinea albă, care dă ateroscleroză și care dă Alzheimer. Pentru că e numai celuloz, numai amidon în ea. Mâncă hrană integrală, neprocesată. Asta e hrana normală. Da, această dietă de post întreține foamea sau o potolește? Cum ar trebui să ne poziționăm vis-a-vis de această perioadă? Ce se întâmplă? Problema e faptul că având celuloză, celuloza stă mai mult în intestine și nu dă foame multă.
din contra scade foamea și celuloza ne ferește de cancer și de toate bolile tubului digestiv. De aceea o sugativă și toate otrăvurile care le găsim în celelalte produse nu fac decât să fie absorbite și date afară. Avem nevoie de celuloză. Cei care consumă fibre vegetale nu fac cancer de colon. Dacă cineva are cancer de colon, să tragă minte că n-a mâncat foarte multe fibre vegetale. Da, și apropo de zahăr, cum ar trebui să privim dulciurile în această perioadă? Că știm că sunt foarte multe produse de post și în această categorie. Ce se întâmplă? Zahărul în sine nu e o travă în cantitate foarte mică. În cantitate mare intoxică organismul și toate celulele, începând de la firul de păr până la unghii, sunt intoxicate cu zahăr. Zahărul favorizează cancerul. De aceea scoatem zahărul din alimentație și tragem cu fructele. Fructele au o compoziție cu celuloză și chiar dacă au fructoză, având celuloză, sunt foarte, foarte, foarte sănătoase.